Pentru că discursul domnului președinte Traian Băsescu în cele două mandate pe care le-a avut legat de Republica Moldova a fost unul corect și noi așteptăm în continuare faptele. Este nedrept din partea României să zică rezolvați voi acolo situația și când o să vreți voi anunțați-ne. Oamenii ăștia ies 20.000, 30.000, 50.000 de oameni în stradă pentru a cere unirea, vin către noi și mesajul zilei este aducem Basarabia acasă.